sfârșitul secolului XIX, noi aveam cam 20 locuitori pe kilometru pătrat, față de Belgia 128, vedeți că e o mică diferență. Contează foarte mult, dar și așa este altă probleme. Contează pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei. Și deci am urmat în germanitate. Și de-abia, în secolul XX, depășim acest prag critic care se cheamă spre 40 de locuitori pe kilometru pătrat. Deci, pe scurt, o populație foarte respirantă, imens, în imensa majoritate, rurală, ceea ce știm, dar nu știu dacă știți cam în ce măsură. Deci, chiar până în timpul după al doilea război mondial, deci în primul secol 20, toate țările balcanice aveau cam între 75-86% a populației rurale. Doar Grecia conținte mai puțin, comparați cu Anglia, atenție, în aceeași perioadă, 20%. Deci comparați 80% cu 20% și o să avem o imagine de scală, cam 200 de ani, toate regiunile, nu numai România, nu mai puțin, nu numai București. Evident, începe o dezvoltare urbană, să vădăm acum de București, dar de-abia către sfârșitul secolului XIX. Și aveți aici câteva cifre. Această dezvoltare procentuală e mult mai mare în orașele mai mici. Normal. Orașele mai mari, Bucureștiul și Salonicul erau mai mari, deci cresc doar cu 100%, 125% în cazul Bucureștiului. Sofia, care era mult mai mică, crește cu 40%, 50% în această perioadă. De asemenea, în timpul, în perioada socialistă, această globalizare crește. Crește cel mai mult în Bulgaria, și asta ne explică niște diferențe în notiția noastră cu dumneavoastră înainte în Bulgaria, dumneavoastră. Bulgaria a fost cea mai urbanizată țară din Balcani și înainte de comunism, și în comunism a ajuns la 65-67%. În timp ce la noi, de-aia sfârșitul comunismului era pe la 40%. Cu nici ajutoare. Nu m-am urcat într-un sat, m-am urcat într-un oraș, credeți-mă că nu se schimbase nimic peste noapte. Dar crescuse urbanizarea cu un proiect. Bun, acestea fiind zise, al doilea lucru pe care aș vrea să-l amintesc sau să-l precizez, o distinție grotorană, dar nu tineră, între ce am numit acolo orașele de limitate, orașele de limitate, la ce mă refer? Dacă orașele occidentale au fost construite împotriva muralului și a puterii feudale și așa mai departe, orașele de mijloace de Carpate, de Vechiul Regat și din toți Balcanii au fost construite în prelungirea muralului. De aia textura urbană și de trupă a natură, aveți aici o imagine, două imagini, Bucureștiul și o litografie a Brașovului. Orașele cetate, evident că erau limitate de ziduri de apărare, considerare politice și economice, dar pe scurt urban vorbind, e o textură din stat, o textură urbană total diferită. O ilustrare perfectă este Bucureștiul, care vedeți cum am menționat de la început în viteză, deci la 1907, aveți suprafața cât de pătrați erau București și așa mai departe. Ceea ce aș vrea să reșteți este că peste 67% din suprafața orașului erau grădini și parcuri. Deci eticheta de oraș grădină n-a fost cât a fost, acum nu mai în cazul, n-a fost propagandă sau... Și efectiv, în momentul în care peste două treimi din suprafața orașului e verde, e un oraș destul de verde. Ceea ce, evident, schimbă din stat toate lucrurile. Și văd că aici nu am zis de ce nu am. București au încorporat peste 40 de țari. Și urmele lor se văd până în ziua de astăzi. Eu am stat până acum pe câteva de fie, și stă la Teleajă, între Popanan și Matei Cucot. Înainte se chema
cadrul dacilor, probabil de mine acasă, pentru că perpendiculară pe tusilor și pe vișinilor, lângă paralelă cu plantelor și cu agricultori și se înfunda în mărzare. Care sunt denumiri până în prezent. E suficient ca să sugereze metal, că acolo nu a fost chiar necropolă de pe vremea de aceea. Deci cam asta este în mare profilul orașelor balcanice, în Speța și Coreșul, și evident, asta știm cu toții, că noi de Coreșul nostru, orașele din Ardeal și din Bucovina aveau structură centrală europeană de tipă foarte factură. Foarte pe scurt, câte ceva despre industrializarea Bucureștiului, care, repet, inițial a fost un mare târg la toate aceste orașe, deci zone, spații de schimburi în natură între câmpie și deală, așa mai departe. Deci industrializarea apare foarte puțin. Prima fabrică, demnă de acest nume, este o fabrică de postav, fondată de marele dornic Nicolae Băleanu în 1843, nu tunac, nu mai am spus nicio urmă. De asemenea, ceea ce mai știm, pentru că s-a dărmat tatăl, nu știu dacă mai știam, moile mecanice, moile pe amă, care au fost foarte multe la început, cea mai cunoscută fiind moara lui Sasan, care la mama ei atunci, la origine, vedeți cam cum arăta, era un adevărat, o adevărată platformă industrială din menele de vigoare. Acum, de ce nu arăta așa, nu mai arată deloc. Deci, în continuare, repet, tot așa, perspectivă din avion, oarecum, această industrializare crește mai ales după 1850, deci cam 1850-1850, și atunci cam asta e momentul mai spart de toată țara de dezvoltare economică. Sunt și niște cifre aici orientative, deci în 1878 se ajunge la 51 de astfel de întreprinderi industriale. Ceea ce face să, cu acest ritm de creștere, ca înainte de primul război, Bucureștiul să fie cel mai industrial, cel mai industrializat, industrial oraș din toată zona Balcanică. Am fac aici o paranteză. E foarte interesant că dacă urmărim dezvoltarea economică a Balcanilor, pentru că, repet, facem parte din Balcan și este comparația firească. Dacă ne comparăm cu Londra, o să vedem că nu suntem Londra, dar asta iarăși deja știm. Deci dacă comparăm cu zona balcanică, maximul de dezvoltare, de ritm de dezvoltare și performanță în dezvoltare este dintre 1870 până la primul război mondial. Noi știm marea epocă de florire interbelică. Da, între Atene Palace și Capșa am florit extraordinar, dar nu rest. Și nu o să intru aici în detalii, dar toată perioada interbelică este o perioadă de stagnare economică și pierdem 34 de puncte procentuale față de media europeană. Adică, înainte de primul război mondial, eram undeva pe la 76% din media europeană, ceea ce nu mai visăm. În perioada, în 38 ani de Croidul 38, era undeva sub 40%. Deci, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic în perioada interbelică, doamne iartă-mă. Dar, comparativ, este o perioadă de relativă stagnare macroeconomică. Ceea ce, de ce? Bun. Adică nu s-au întâmplat nimic. S-au întâmplat foarte mult. Doar că prețul unirii a fost mult mai mare decât imagine. Pentru a face unirea, vă aduc aminte că la unire a lucrat și Basarabia, care era puțin mai, mai puțin dezvoltată. Gândiți-vă numai la prețul Germaniei Federale pentru integrarea Germaniei de Est. Ce a însemnat asta? A fost bine, a fost foarte greu, dar prețul e foarte mare. Mutat din mutat, este sigur, la altul moment, același lucru s-a întâmplat și în România. Am numit această paratită, dar asta pentru a înțelege că acest lucru, faptul deosebit, în București de diferență, industrial, se continuă și în perioada intervenică, dar nu are aceeași viteză, același ritm ca până la primul mondial.
luasem de zero, pentru că la 1800 și ceva, am spus, era o... Nu știu ce era o mare. Bun, o mare era mecanică, de acord, dar nu s-a numit foarte mult din punct de vedere industrial. Deci apare, aveți câteva imagini, în 1998 apare prima locomotivă, prima locomotivă malaxată, un simbol al performanței reușitei industriale, erau mai multe. Aveți majoritatea exogene, să zic așa, aveți niște imagini cu Dumnezeu, cu un gol, cu ateliere de cercărivirita și alte câteva, strict ilustrate. Trecem la sabătoare, cum introducerea contextului mai general, la urbanizare în cazul Bucureștiului. E cam greu de descifrat de vorba un mare lucru, aici este fața Bucureștiului de la 1953 și la 2016, pentru cine are credibilitatea o să vă dau o lucră. Se vede foarte bine ce s-a întâmplat în timp. Eu aș insista însă pe imaginea din dreapta, strada Lănari, un centru istoric, multe baruri și cluburi acum. Dacă v-ați gândit vreodată că facem, că am făcut parte din Bacan, uitați-vă cum a arătat centrul Bucureștiului la 1836, nu? Deci casa tipic balcanică, bulgărească, ca să zic așa, casa era. A, că au dispărut sau în timp, nu se comună, 1920 lucruri s-au schimbat, apoi de acolo, dar de aici au pornit. Apropo de urbanizare. Când am spus eu, nu? Am inserat acest slide greșit, dar asta e. Nu știu ce rău, dar nu. Nu știu de ce. Absolut sentimental, că înainte de a veni aici am amuntat pe niște imagini și am văzut această imagine a Bisericii Sfântului Efterie. Eu sunt pe Sfântul Efterie. Am zis, deci dacă mă gândeam cu 100 de ani înainte, eram în acest maidan, care se cheamă Cotroceni, dintre voi. Bun, totuși are un rost, o să scadă de mine și de mai devine. Aceste imagini au totuși un rost. Cu case rezidențiale, boierești, aristocratice, dar și noua burghezie, pentru că e casa Bălăceanu, care e aristocratică, dar e și casa inginerului Minonescu, care era mai inginer. De ce aceste imagini totuși? Pentru că, și aici sunt cu sutele, cu mii, cu zecile de mii, e foarte interesant de urmărit cum apar astfel de edificii mai pastoase, mai cum. Toate imaginile pe care am văzut, una dintre cele mai impresionante, cu tribunalele în general, dar cu tribunalul din București, în particular, cred că Bucureștiul. Deci această clădire am absolut extraordinară și de jur împrejur căruțe, gropi și nimic. Ceva de asta se vede, dacă vă uitați puțin, deci e o casă frumoasă, dacă vă uitați aici un drag de lemn, clar o casă țărănească și tot în jur e sat, e devenit sau nu devenit mahala, dar aceste clădiri fastoase apar foarte izolate, apar ca niște plombe, dacă vreți, și care marchează trecerea la altă societate. Uitați cum am zis, sigur că nu o să ne place sau să ne place, nu știu, este același gen de ruptură de scală cum sunt clădirile băncilor lor acolo. Pentru că am București care e de 3-4 etaje și apar, ceea ce bine știm, aceste edificii care sunt întinși și întinși simbolice. Așa arată societatea de piață secolul 21, care se parașutează prin clădiri emblematice. Și este o clădire emblematice pentru trecere de la sat la oraș, de la tradițional la modern și așa mai departe. Deci nu erau doar spații de locuit, erau spații de prestigiu, erau spații de prezentare, spații de reprezentare. Spuneam că dacă mergi prin București, dar mai repede decât trebuie să se termine și această tăcere. În orice caz, se poate vorbi de o arheologie urbană a Bucureștiului. Deci aveți trei imagini succesive, trei mari etape, deci ele sunt oarecum simbolice pentru aceste
trei mari registre, Bucureștiul Târg, Piața Unirii, Piața de Flori, la mai departe, Bucureștiul Micul Paris, anumite urbanizare și Bucureștiul Modern, cubist, bulevardul actualmente Marghen. Dar asta era, asta era arhitectura reprezentativă, să zic așa, iată am stat, sau m-a stat mai greu, niște contraste care s-au păstrat tot timpul și care s-au păstrat de la început și până în prezent, între imaginile de sus, care sunt mahalarele, care, repet, în aceste golfuri intrau până Elefteria, am spus, a fost biserica, deci totuși acum e centru-centru, era într-o palat. Deci, aceste golfuri rurale-uverzite intrau foarte profund în București. Deci sus, două imagini de mahala, jos, clădirile, bulevardele, deja burghese, deja capitaliste, să spun. Acestea sunt imagini pe care au niște arhive, case care încă existau acum 10 ani. Și pot să vă spun că pe aceeași stradă de lașe pe care am evocat-o, chiar în grăbire era până în 95-96, o casă tipic de țară, cu prispa pământ bătut, acoperit de stuf și o livadă de 1500-2000 de metri pătrați. Bineînțeles că a fost primul spațiu care a fost luat de un dezvoltator și au apărut primele două zile ultra moderne, cu garde de 3 metri jumate de cărămit. Dar astfel de supraviețuit încă mai există în București, mai ales între coridoarele astea mari de blocuri comuniste. Dincolo de bulevard, în spate știm foarte bine rămân aceste urme, care acum sunt într-o umplute imobiliar pentru că au spații mai mari, pentru că multe sunt centrale, deci sunt foarte bune de speculare. Rupturi de scară, și aici de scală, rupere armonii sau farmec specific, asta e o discuție, din câte știu eu, și între arhitecți, unii sunt pentru păstrarea armoniei cu nivel de construcție, cu Hausmann, cu Viena, cu referințe de astea occidentale. Alții spun, în București așa a fost construit întotdeauna, cu aceste contraste, cu aceste rupturi de scală și astea tot farmecul Bucureștiului. Vă las primul să plecați, nu mă bag. N-am văzut niște imagini mai clare, dar dacă vă uitați și simteți cu grijă, deci sunt clădirile acestea, locurile deja cu 3-4 etaje, foarte moderne pentru vremea respectivă, dar imediat alături se văd, deci imediat gardul a venit, se văd în continuare casele mici de țară, lucru care se mai vede până în ziua de astăzi multe astfel de zone. Rămâne întrebarea dacă așa e bine, nu e bine, e farmecul Bucureștiului, sigur, chidoșenia Bucureștiului, aici, după gust și împrejurile. Fac acum o mică pauză, așa puțin mai vag, mai reflexivă, porind de la această întrebare, deci, această contraste pe care am doar început să vorbesc, aceste diferențe de scandă, acest rural care pătrunde în urban, e lipsa unei viziuni urbanistice sau face parte dintr-un mod de anumit gen de model de urbanizare. Și aici o să-mi permit să citesc din un arhitect început, Igor Elian, care a avut o teză de doctorat extraordinară despre orașul București ca oraș informal. Și spune el mult mai bine decât mine, dar și vârsta trebuie să fie o părăsită de foarte rapid. Bucureștiul rămâne până târziu, în mare măsură vernacular, iar întreținerea lui le revine tot cetățenilor. De exemplu, prin repararea și planificarea primului din fața casă. Pe
persistența acestui model, cred, arată nu București rural sau încă nu urmă, ci o anume cultură urbană, propriu sau extraordinită balcanică, și o spațializare specifică a acestui urbanism, definită în mare parte și de o cultură constructivă și mai informală, de o cultură informală. Și mergem mai departe cu un fel de psihologie a bucureștenilor, zicând, citesc din nou, obișnuința bucureștenilor de a se descurca singuri, am descurcat cu, cred că acum mai mult, frază, dar e de bine, nu-i de rău, obișnuința bucureștenilor de a se descurca singuri, de a compensa absența și totodată intervenția administrației publice, de a profita de spațiile și timpii interstițiale ale orașului și ai unei libertăți urbane aproape așteptate. Asemenea, practici sunt elementele arhitecturale și urbanistice, în sensul în care modelează spațiul și orașul prin generarea de folosiri sau de forme spațiale distincte ce contopesc spontaneitatea, nevoia, dorința și obiștirea. Informalul este așadar o formă și o formă quasi extremă de autonomie locală și de decentralizare a procesului decizional administrativ. Altfel spus, ce sugerează el este că e un model de dezvoltare, e o cultură a informalului demirat care se luptă cu administrația, care va sistematizată, va nu sistematizată, va uită niște spații în care poți să intervii, va supără, stricând niște structuri urbane, deci ori lipsește, ori intervine haotic și în acest joc, acest joc al formalului, al arhitecturii formale, populația, ca să spun așa, poate să intervine și are chiar un spațiu de joc neașteptat de mare, de improvizație, de dorințe, de practici, cotidiene, nu neapărat de viziune urbanistică, pentru că nu-i treaba bucureștenului să aibă o viziune urbanistică. El își domesticește într-un fel proximitățile și spații din jurul. Asta o facem sistematic și o facem de la început. Și este oarecum, face parte din cultura urbană în general de ea, nu numai a Bucureștiului, a orașelor din zonă, deci a Balcanilor în general. Dacă vreți, este prelungirea culturii țărănești. În ce sens? Cultura țărănească ca fiind o cultură orală și nu a scrisului. În antropologie, între societăți orale și societăți ale scrisului, e o distinție, ea e reală, nu e de antropologie, e o diferență absolut fundamentală. Există un fel de arhitectură orală, așa, care intră a culturii orale, care intră pe timpul dialog și în contradicție cu cultura scrisului, a administrației, a birocrației, care orice birocrație, orice administrație nu poate să existe fără scris și în scrisul. Deci în scrisul le arătau într-un fel și oralitatea se juca printre interstițiile, prin spațiile lăsate libere de în scrisurile oficiale. Dacă ne uităm și acum la diverse foste parcuri, mai tamne și mai departe, o să vedeți că ele sunt recuperate de din preajmă, de locatari din preajmă, devin parc, devin teren de țurcă, de fotbal, de ce vreți, depinde. Dar există această practică a ocupării interstițiilor. Există, altfel spus, un fel de oraș performativ. Performativ care performează, care construiește ceva prin gesturile zilnice sau devenite anuale și așa mai departe. Deci asta ar fi o perspectivă asupra evoluției și tipului de urbanizare al Bucureștiului. Și trecem la modernizarea comunistă. Este o imagine care mi-e foarte, foarte explicită acestui
triumfalism al spațiului public și acestei rupturi de scală public-privat, specific COVID, la care am văzut că a existat și înainte și există și acum. Aici, în mare măsură, se vede foarte și de cum ai șirul de blocuri și în spate cea mai rămas. Deci, intervențiile sunt de acest gen spectaculare și de-a lungul marilor problemare, de-a lungul atere. Nu știu dacă știți imaginea de sus, așa trebuia să arate necesarea planului de sistematizare a pieței Victoriei. Deci, pe de-o parte, această etatizare a spațiului public, iar pe de-altă parte, standardizarea a spațiului public. Toate blocurile erau la public. Da, știm, dar nu e așa. Nu e așa, bun, trecem pe sunt demolări, aici iară sunt sute și sute de imagini, mii de imagini, știm, cifra importantă este că au fost, știm biserici, așa mai departe, dar că un sfert din un oraș mare a fost ras pe partea Pământului, spune, ca cifră, ca procese, spune ceva important. Asta vreau să trec dincolo de această evidență a cenușiului, a standardizării, a uniformității, a omogenității locurilor comuniste. Toți erau puși, ajungeseră printr-un motiv sau altul, să trăiască în aceleași spații, nu are o sens, știm cu toți. Dar totdeauna așa este valabil, oricunci, peste tot, orice societate, orice populație reacționează. Cât e în viață, reacționează. Cum? Deci, populația a reacționat și la ceva. Inevitabil. Și există o, ceea ce numesc acolo, viața, dincolo de locuința, de locuință în locuire. Viața socială acasă. Deci dacă locuința era standard, uniform, aceeași pentru toată lumea, locuirea era totdeauna diferită. E o imagine la care sunt foarte mult. Mi se pare, mi-aș vrea ca așa o acolo, e la bloc, da. Cu fericire, cu fărbunul, la ucră. Dar e partea mea. Să te simți că vii din partea mea de tot, că nu e a mea, e publică. Am ocupat-o eu. Dar știți foarte bine ce se poate întâmpla. Până în ziua de azi. Bun, aici câteva direcții, câteva sugestii de domesticire. În mare parte, sigur, și asta sunt în toate orașele industrializate, să zic așa, dar fiindcă infuzia de populație rurală a fost foarte mare, toată această populație a venit cu nevoile, cu aspirațiile, cu dorințele și cu practicile de la țară. E un nebun morcov. Roșia, castravetele, măcar Slovenia, ceva. A fost la un moment dat chiar o demență a lui Ceaușescu cu trebuie să exploatăm fiecare metru pătrat pentru agricultură și atunci primarii au dat drumul, hai să facem agricultură și între blocuri, ceea ce pot. Dar asta a picat foarte bine, asta nu a fost interesant. Deci legea era ca să sporim producția pentru export, știți să vorbim. Ce s-a întâmplat a fost, toată lumea a zis, oare, echipări de la primărie, îl ocupăm. Asta e spațiu public. Bine, pe aia spune, și ce o să fac? O să punem și te, eu sunt mai haine, mai gospodar, deci cine pune primul Roșia, avea spațiu. Și au apărut astfel de grădinițe între blocuri, care multe dintre ele au supraviețuit până în ziua de astăzi. De altfel, această imagine e recentă. Fază. Grădinile urbane. Le numim grădini urbane pentru că au ieșit din proprie inițiativă. Grădinile urbane sunt proiectate, sunt gândite, sunt partea unei viziuni urbanistice, la noi sunt contropite. Și asta e valabil peste tot în țară. Tot ce înseamnă cale ferată este un nou în sens. Pentru că prin lege 10 metri în stânga, 10 metri în dreapta, dar e proprietatea căilor ferate, care nu are nicio treabă cu această chestie. Atunci, pe o parte și de alta a căilor ferate, toate orășelele își
făceau micile grădini personale, unde mai creșteau un pui, eventual și un porc. De regulă erau îmbrăcate în viță de vie, ca să nu am plăcut un copil, și mai departe. În Pajura, care e la limita ei, e lângă calea ferată de Constanța, aceste grădini au fost au dus la un fel de asociere, un fel de comunitate de blocuri, foarte interesantă, în care, vedeți, se mai făceau un grătar, veneau vecinii, de care în timp se socializau, mai se înscriau, se mușeau și așa mai departe, își organizau după aceea excursii împreună, pe care le puneau la cale, la o bere sub saltul. Deci formau o modalitate de socializare și de coeziune socială într-un spațiu de bloc care e orice numai nu, nu știu, propice pentru sentimente și împărtășiri funcționale. Dar primăria de Ardeea și-a fost un proiect de reabilitare în jurul grădinilor de tot spații de socializare. Concluzia a fost cea bună soluție, asfaltăm tot și facem parcare. Că Bucureștiul nu are parcare, e adevărat. Pajura avea. Pajura nu avea nevoie de nicio parcare. Alt exemplu, formata balconiată, lupta cetățeanului cu un stat, ca să acapareze, să zic așa, să-și apropie un spațiu care era la limita, nu, pe granița între public și privat. De curiozitate, presupun că știți cu toții unde lucrează, unde lucra familia de aici. La fiecare e tot de parte. Și data cu balconiata, închisul și deschisul balconiilor, fiecare pe legea lui, a început în timpul comunismului, dar s-a continuat și după aceea. Și aici, în spațiu balconului, se întâmpla orice. Deci, vedeți, e o imagine foarte de ser, așa, de tai, ca funcție, caz, plante, seră, cum, de la așa ceva, la atelierul de meșteșugită al bărbatului, la pus rufe, la fața ascunsele a copiii care se ascund după rufele limba. Deci aici sunt și niște cercetări care au listat, și ar trebui să pățim două ore, au listat ce se putea face în acest balcon. Sigur că erau și amenajări interioare, cu mutat pereții, cu scoți un perete și așa mai departe. Fac o mică paranteză, că este frumoasă povestea, maximum de imaginație, am văzut într-un loc din Brașov, fost invitat oameni acolo și gospodină, doamne, ce, dar de nu e profesor o țuică, se poate, ce au un loc, uitați, e mai puțin ridicat, ridicați picioarele, eu nu ne ridicăm, cum de-a pus, picioarele, ce faci asta? Bun, am ridicat în condiționă picioarele, a tras covorul, a ridicat un chel pe el. S-a dus în jos, s-a întors, s-a făcut o gaură mare în planșul, care era la parter, care corespundea cu boxa de la parter, și acolo era în jocul, era în parter. O să vă mai dau multe astfel de exemple. Ăla era blocul, da. Locuința era comunistă, da. Locuința nu. Locuința a schimbat toate aceste lucruri, niște limite de zi. Puneți-mi, vă rog, ca contra, care e funcționalitatea acestor este. Da, da, sigur, da, dar e lent. Nu, și asta nu-i drum. Deci nu e doar o chestie simbolică, lemnul e casă de țară, este natură, este lemnul încălzește. Putem o civilizație a lemnului. Oamenii ăștia, majoritatea dintre ei, sufereau de betoane. Atunci puneau o tușă de asta demn, cam, nu cam perete, că e cam nu cam perete, dar care era lege, care schimba fața blocului. Personalizarea casei scărilor. Asta știu un pozitiv și dacă vă gândiți în sincer și dumneavoastră, dar chiar am luat
relativ de lucruri, ajuns am făcut de distare, să văd dacă așa sau lucruri. Primul lucru pe care îl făcea orice om care nu are partiție la bloc, era să schimbe ușa. Ca să fie foarte clar, aici nu se intre în blocul vostru, se intre în casa mea. Și ușa era trebuie să fie altfel decât cealaltă ușă. De care până în ziua de astăzi, dacă îmi spuneți un bloc care are aceleași uși, de sus până jos, e numai dată de bine. Dar atunci era o chestie care era nu-și programat. Explicația era o e mai rezistentă, e mai nu știu cum. Dar de fapt era nevoia asta de a personaliza ceva constrângător și limitat. Și după aceea era un lucru de modalități de a personaliza, de a umple sau a lăsa goală casa scărilor. Deci ori era era apropiat, deci devenea tot un spațiu, o prelungire a domesticului, ori era total abandonată. Și aici, această imagine se poate extremă, deci aici vedeți că se poate un cuib, deci e terminat, fiind gustul, e foc, apar, n-am. Dar aici e uita frumoasă, vopsit un jur pe jur, uneori fricele, tablon, că sunt de parte, altor, nu? Uneori, pe palier, mai era pe toate cu o masă, unde casnice dimineața își beau cafeaua și bărbații, când se întorceau seara de la lucru, își beau și toate mesele. De era un fel de comuniune de palier în blocurile cu 4 etaje, devenea de multe ori o comunitate, în cele cu 8 sau peste 8 se transpergea pe 2-3 etaje, făcea o comunitate, eventual care etajul 4 cu 5 se încuspeau. Era prea mare ca să fie o altă de unitate. Nu peste tot, evident, dar foarte, foarte des. Urbanismul post-socialist, care continuă această extindere și diversificarea lucrurilor de scală, interesant, simbolic, dincolo de amprenta ideologică simbolică, nu? Capitalismul de piață își pune marca prin clădiri de bănci în general, de acel gen, care sunt, poate fie în Shanghai, poate să fie unde prin asta. În timp ce statul recuperează ce mai poate și cât poate din vechile mari clădiri. Habar n-aveam în verificarea acest lucru, a fost cu vicechimă sau de pe splai, la ora acolo sunt peste 30 de instituții de stat. Pentru că nu mai vrea nimeni să stea acolo, era un spațiu neutilizabil, era al statului, și atunci au plasat instituții de stat. Între cele două tipuri de clădire, vedeți foarte clar care e diferența nu numai de spațiu construit, ci de stil, de imagine, de prestigiu, de material, de lucruri. Și acum ajung la această frază a unui document de la Bucureștiul este precum societatea română, fragmentată. Dar acesta este fragmentul său. Deci această aparentă contradicție în termeni este într-un fel cheia de o posibilă cheie de lectură a Bucureștiului, care din aceste imagini vedeți și știm cu toții, dar imaginile parcă pută una în alta, ilustrată mai bine aceste contraste puternice și evidente. Dacă vorbim despre urbanismul post-comunist, la ceea ce pentru orice arhitect, afară de cei care vor simte așa ceva, e gradul zero al urbanismului, adică nu mai intru în detalii că toate majoritatea acestor gated communities, de fapt, ajung să aibă sau descoperă personalul interic sau o infrastructură mai slabă decât asta. Tehnica fiind, am făcut infrastructura pentru 20 de case, nu? Aveți tot ce vă trebuie, doar că pe aceeași infrastructură mai fac între 10, care se raportează la aceeași infrastructură. Iar pe de altă parte, să mă facă Dumnezeu, dar prefer să stau într-un loc comunic pe care să mi-l aranjez eu, decât în chestia asta. Deci, cum de la bloc, ca să nu văd ce face vecinul pe fereastră la baie,
ca să merg pe dințe mai mulți bani, să văd ce face vecina la mine. Nu văd care e rost. Mă rog, scuzați, nu ne vedem aceste proiecte foarte bine de imaginație. Nu e din București, e din Câmpul Lung, dar îmi pare rău că nu se văd bine imaginile. Dar eu un exemplu absolut paradigmatic al acestei arhitecturi hibride de public și privat, pentru că despre asta este vorba. Deci publicul a fost în timpul comunismului integral statizat, nu? Și acum este integral privatizat. De pe limita între public și privat a devenit un halo, o locuție care nu se știe, care nu e controlată și care au luat tot de intervenții. Deci pe limita între public și privat apar tot felul de, nu spun, de construcții și de practici sociale hibride. Deci dacă vedeți, este un lucru, nu? O construcție, așa, e aceeași zonă, dacă vă uitați la această fațadă, vedeți că fiecare, asta și-a mai făcut și o extindere, ăsta a făcut un box, așa, pe o parte a etajului, ăsta iar și-a făcut o extindere, ăsta a închis, ăsta a închis altfel, aici este un ferișor, cu steagul Europei, aici au fost niște terene, viță de vie, cu tot cineu, așa mai departe, toate în partalul unui bloc, fotografie de acum câteva ani. Eu ilustrează însă ceea ce am vrea să ilustrez mai departe, ce se întâmplă cu această limită, o limită a public privat, cu Gărgoveni, dar de aici nu e limită, dar e prea frumoasă să o reatez. Dar toate celelalte sunt din București, aici chiar sunt câte blocuri, atâtea imagini. Primul lucru care de observați, care ar trebui să ne dăm gândit, fațada unei strădiri este publică, atenție. Păi nu e acolo. Teoretic, legal, nu e acolo. Practic, fiecare își face ce vrea cu balconul, își pictează, de exemplu, ăsta, acolo, așa cum vine, acolo, la el. Poate fi la etajul 10, la etajul 2, doar pe echivalentul apartamentului meu, eu îmi permit, pentru că mi se pare absolut logic, pentru că este al meu. Primul democrație, e proprietate, protecție, respectare, de ce nu? Se nu dai cum. Bun. Păi nu știu, între public și privat, lucrurile încă nu sunt deloc la și aici aveți alte trei imagini ilustrate. Asta nu se pare. Bate tot. Dacă ai luat, deci n-am dat o caricatură, nu le-a și ieșit. Partea lui și-a tras intrare separată, scările lui, barieră, mașina lui, nu știu. După cum se poate vedea, e un bloc chiar de 5 stele. O poate. Eu nu știu, vedeți, pune și, cum o cheamă? E din fetița. Unde? În față la voi băși. Chestia asta cu îmbrăzită râșcă de pine, care e de nu, în fața băncilor și acest contrast mi se pare absolut fascinant. Și nu e cazul. Dar de atât imagini, apropiare, dar dintr-o colecție imensă. Dar mai ales că sunt mai picare. Mergând pe această linie a limitei, a apropierei de public și privat, alienarea fațadei. Deci blocurile nu mai au, casele nu mai au fațadă, nu mai au chip, nu mai au fațadă echivalent cu înfățișare, fața casei. Fața casei nu se mai vede, e mascată mai rău decât cuzați în soare. Apoi obsesia idilor de îngrădire. Cea mai nostrimă e asta cu treptea, nu? Deci s-au fost gardul. Dar asta sigur ați remarcat, pentru că sunt gardul acesta de
sărmânul, ușor, și care se termină cu bucățica de sână în care mulți copii se rănesc, în cele sunt chiar periculos. Ai 3 metri pătrați de iarbă, îi îngrădești cu un caz, ca să îi gospodărești. E o combinație foarte ciudată de la țară, de la gospodării ca la țară, și urbanism fantasmat. Adică rezultatul este o chestie care, evident, nu este nici ecologică de țară și nu este nici cultură urbană. Zidirea, cineva a făcut, la un moment dat, a încercat să facă o fel de istoria menținii zidurilor din anii 30 până acum și i-a ieșit cea foarte frumos, deci vă puteți imagina că ele cresc și după 90, scala de-aia dau așa o curbă exponențială. Cu, iarăși, aberații de neimaginabile, izolarea tehnică a unui cimitir. Tot așa fel care e calculare, dar nu există. Dacă le luați private la rând, vedeți că fac parte din același scenariu. Deci nu sunt aberații punctuale, sunt aberații de sistem. De sigur, asta când chiar duce la limite. Așa ceva n-am mai zis. Dar duce la limite a ceva care este un mod de gândire, care este o proiecție urbanistică împărtășită de ei. Pe care, pe partea cealaltă, o găsim în scopirea multă administrație și cetățean. Spațiile acestea de trecere, de traducere, de ospitalitate a avialului sunt unul foarte, foarte redus. Încep afară, dar deocamdată e gemulețul ăla care rupe clar publicul de privat, statul de cetățean. Mai grav, Bucureștiul are un râu. Orice oraș mare, orice capital, dar chiar orice oraș mai mic, dacă are un râu, acolo, în jurul râului, pe drumul râului s-a construit de metru, ăla e spațiul de maximă vitalitate, specializare și așa mai departe. Drâmbovița este un non-loc. Un loc care o să vă veniți, să vă veniți de sală. Este ceea ce te cheamă un non-loc. Pe trotuarele dinspre Drâmbovița nu se plimbă nimeni niciodată. Nu are nicio. Eventual sunt câteva niște pe spate, care are și o utilizare extravagantă a Drâmboviței. Și ce le spun totdeauna studenților de Drâmbovița din cursul de acest gen, dacă le-a trecut toată din cap să-și invite iubitul, iubita, se plimbe să se sărute pe mâna din rezultat. Este neconceput. Voi, asta o măsură sigur simbolică, dacă vreți, și cu simte poezică, dacă se poate de vinculoasă, a lipsei Drâmboviței din imaginarul lui. Din toate aceste demodări discreționare, dacă nu le sunt interesate, timpul este abandonat. De aceea, o abandonare a timpului și astfel o pierdere a memoriei urbane. Și, în ultimă instanță, au de identități urban. Spații publice sau spații goale? După ce am văzut că pe limita între spațiu public și spațiu privat se duc o serie întreagă de limitații și că nu prea mai știm care e această limită, dacă mergem în spațiile sau căutăm spațiile publice, vedem că sunt supline de amintesc cu desăvârșiri. Ies mai degrabă spații goale, nu-i așa? Care pot fi umplut. Bulevardul Victoria Socialismului, cum se chema el acum, atunci a fost, poate să mai mai stau acolo, e prototipul cam așa ceva. Deci e central, e larg, are peste tot jos magazine. Acum 3 ani, 80% erau falimentari. Pentru că nu circulă nimeni de acolo. Decât când vin de la meci, această imagine, atunci e altceva. Deci, practic, nu avem spații publici. De asemenea, atunci e lipsă de cartiere și atunci acest lucru o să mai insist puțin, dar mai încolo.
Rețeaua urbană este foarte fragmentată. Să vedem ce suntem mai mult. Foarte fragmentată în sensul că dacă ești militar, stai militar. Poți să te duci cu din când în când, dar nu te duci în Banda Albă dacă nu ai mama acolo sau ceva de genul. Deci Bucureștiul e foarte insular din acest punct de vedere. Unul din trei bucureșteni se deplasează în centru, ceea ce înseamnă în medie cam aproape 4 km drum de spre centru, și anume pentru cumpărături, plimbare și socializare. Nu este de mirare astfel că, iată, peste 80% își doresc foarte mult spații de plimbare și străzi de pietoni care abundă. Iar spre surprinderea mea, spre 70% din bucureșteni merg cel puțin de 2 ori pe lună în parc. Mai exact 41% merg în fiecare săptămână. Ceea ce îți dă măsura unei nevoi, pentru că parcuri nu prea sunt. Dar dacă totuși reușești să mergi în fiecare săptămână, poți să spuneți, bun, copiii și-ar mai departe, da, da, poate de aici ceva, dar toți nu sunt numai copii cu căruciorul, e ceva mai. Deci nevoia de spații publice este foarte mare. Și o vedem în orice ocazie. Surpriza mea, prima oară, nu încă l-am înțeles, când a fost prima noapte a muzeilor și când la ora două noapte erau peste 300-400 de mii pe bune, de oameni în stradă. Explicația a fost de un cinism de bun gust. Așa sunt românii la pomanci, pentru că era, intrarea la muzee era liberă. Ăsta e jumătate de bere. Să fim serioși, ar fi foarte bine ca în momentul în care ai intrarea liberă, tot Bucureștiul, care și-a dorit tot timpul să vină în muzee, să se vizitească în muzee. Nu, se pe străzi. Pentru că putea să socializeze, putea să simte ceea ce înseamnă un puls de spațiu public, de oraș. De asemenea, street delivery, când se face, iarăși este plin. Și acum sunt diverse alte forme. Au făcut ce de la operă, o chestie minunată cu promenada operei. Vreau să vă spun de ce au concertat în fața operei, în fața operei. Și spre surprinderea mea, era o mor, deci tot parcul ăla era plin la 10 noapte. Și era, nu era chiar vama, dar era Mozart, de la tineri, copiii, adolescenți, la bătrâni, au stat tot concertul. Și nu era doar dragostea de muzică de opera. După cum, când se închide Chiselefu, o fi bine, nu o fi bine, nu știu scurt, dar la 6 dimineața, acolo deja e plin. Deci aceste câteva exemple, nu poate decât să existeze această compresiune provocată de lipsa spațiilor publice și de socializare în general. Și atunci orice oportunitate este imediat ocupată. Cum? Absolut informat. Că nici la noaptea muzeilor, nici la Street Delivery, nici pe Chiselești nu e un plan, un program, uite ce puteți să faceți, aveți lucrările, aveți nu știu ce. Nu, pur și simplu s-a băgat spațiu. Atunci populația îl folosește foarte creativ, dar folosește spontan și fără să te mult pe gânduri. Peste aceste lucruri, cred că o să trec mai rapid, percepții și practici urbane, ce este cea mai gravă problemă care trebuie rezolvată. Este o cercetare din 2012, cu starea drumului, curățenia orașelor, orașului și așa mai departe. Sunt câteva lucruri foarte interesante, diferente, mari, de cartiere. Care este cel mai rău, oameni să-și plaseze cartierul în care stau, ce tot ar primi cartierul în care stau, de la unul cât a venit acolo, deci era unul, toată lumea de acolo, pe ecuare de mamă prim, cei care stau la o parte de care îl apreciază totuși două nota 5, pe o scoare de la acolo, la ori 4. Stămeți? Da, și asta este valabil, o supraevaluare a cartierului în care stau. Tot București e, vai de mama mea, dar cartierul meu. Chiar dacă se cheamă rău. Chiar o politică, primarul general
Bun, ori ești pentru ești împotriva lui, de obicei ești împotriva lui. De aia ești așa? Că da, nu. Primarul nostru, dar știi cumva, nu știu cum îl cheamă, dar primarul nostru e mai bun. Deci în fel de patologie, un local foarte, foarte interesant, care ar trebui luat în calcul. Mă trebuie pentru că s-a pune pe alt pe cale și a ajuns din noi. Când nevoia de coeziune socială, de comunicare socială, atunci totuși într-un spațiu relativ mai destul decât spațiu neunțiu al Bucureștiului, nu te simți ceva mai apropiat. Sau măcar ți se pare. Centrul Bucureștiului, vedeți, deci trei țări cu nenene, să-mi dai și bani, nu mă nu. Aici e ceea ce spuneam, nu? Deci merg în București, în București, deci merg în centru, ori o treime nu merg niciodată în centru. O treime din pe București declară că nu ajung niciodată în centru decât eventual altă dată. Ceea ce vă dă imaginea unei fragmentări, unei pulverizări, unei centrifuge, dar care e greu să te gândești. Cum să nu vii bucureștean fiind să nu vii în centru. Bine, o treime nu fi. Bucureștiul confesional, asta dintre lăți care pentru arhitecți, pentru urbanism, nu mai știu care sunt interesante, singurul lucru pe care vreau să ne întâlnim este cu negru sunt bisericile ortodoxe și cu roșu cele non. O dată, nu puteți să numărați acolo, dar vă spun eu, o treime din totalul credincioșilor din capitală nu sunt ortodoxe. Și aproximativ un sfert din lăcașurile de cult nu sunt ortodoxe. Nu vorbesc de moschei și atunci. Nu mă întotdeauna, adică nu poate foarte sol. Și aceea deci este o surpriză. Bucureștii micilor meșteșugari, chiar și interesant, pe câteva străzi au mai rămas niște atelieri, în rest s-a terminat cu totul și asta repede în 2012 pentru timpul. Harta infracționalității, ești cu roșu, vedeți, roșu maxim, e polarizată în câteva șartiere, prostituția, avem și detalii, dacă vreți avem o listă cu multe. Sociologia, răspund și pe ea. Păi sunt la până în ligat, îmi place mie foarte mult la comunitate socială. București la astroastronomică, adică din 388 de ani, deci cam 400 de euro, de care declară un specific, nu? Doar 6,7% sunt specificul meu. Italienii de pe primul loc de chinezi, urmează chinezi și așa mai departe. Deci are o mare diversitate, deci un fel de multiculturalism care la românul și la balcanici, în general, trebuia să fie ca să multiculturalismul începe cu mâncare. Și ea ia fost la locuie. Dar e paradoxal totuși că doar 6% din aceste restaurante au specific declarat românesc. Ceea ce dă nu foarte mult de nimic, pentru că este o prostie managerială. Întâmplător, românii chiar nu mâncă românesc. Din câte zi, și place, dacă e bine zis. Merg o dată la chinez, dar două ore nu se întorc la Sarmaua. Ei bine, n-am zis. Ori asta e o chestie de management foarte interesantă și de un fel de fantasmă a cosmopolitismului, să zic așa, și a globalizării, dar care devine o privațiune absolut teribilă, de care un restaurant care deschide acum cu două carturi sau prinde această chestie și-a început cu o chestie excelentă, dar niște prețuri de intercontinental. Eu omor. N-ai, trebuie să faci rezervare. De ce? Că întâmplător vreau și eu să mănânc românește. Și mama săracă nu mai gătește. Bun. Comunitățile etnice istorice, probabil că știți, dacă în intervări era cam pe 20% erau halogeni, la ora actuală sunt cu tot cu cei veniți, deci cu imigrările recente, sunt de avea 3%. Și o să-mi fie cu o scurtă pentru care
tot ce spațiu. Definită prin densitatea mobilității și socialității de proximitate. Adică traseile, în ce măsură traseile într-o zi se limitează în marea lor majoritate la un spațiu de proximitate și relațiile de socialitate care e densitatea lor în acest spațiu de proximitate. Dacă majoritatea mea relațiile sunt la 3, 4, 7, 15 km, e clar că nu mă simt într-un bătrân, că probabil nu este un caracter. Din acest punct de vedere, caracterul este fundamental să ia în declarația de ministru, de la fond, de teme mondiale, pe care caracterul este foarte, caracterul este inima democrației, din bani. Ceea ce mă interesează, ceea ce aș vrea să spun, este că cartierul, ceea ce se cheamă cartier, este un fel de spațiu amorțit între privat și public. Este exteriorul care rămâne în interior și interiorul care se deschide deja spre exterior. Ca să nu ecizez, este un spațiu intim. Cartierul e într-un oraș, nu e chiar un oraș, dar face această trecere. Ori din acest punct de vedere, Bucureștiul a ajuns un oraș fără cartier. Imaginele contrastează, deci Molul este opusul iconic al cartierului, ca spațiu al unor întâlniri de monologuri. Ce aș mai adăuga aici, ca registrarea ce am spus înainte, că nu avem cartiere, întrebați în ce cartier locuiți, București au identificat o 25 de zone, imensa lor majoritate fiind cartiere, adică în militare nu putem cum, sau la Gristă, sau la Poișorul de Foc, deci după Buri de Metrou sau Monumente. Și mai 7% s-au referit la ceea ce putem să considerăm în cartiere. Deci ar fi avut o anumită conștiință de apartenență la un cartier. Este din 19%. Nu pot să imagineze ce trebuie de a face. Aici am dat un discurs de caz așa la ilustrare, cam așa ar fi fost un discurs de caz făcut de aspectul Turza, Cultivă, n-am fost să fie timp ce s-a întâmplat. Și aceeași menționa acest capitol din acest punct de vedere, că ideea unei reabilitări urbane în acest caz, la un moment dat am mers pe ceea ce consideră a fi calea corect, că anume de a regândi cartierul Gara de Nord. Pentru că orice gară centrală într-o mare capitală are un cartier care e, pentru că e o densitate de trafic acolo, nu de de vină și așa mai departe, și ăsta a fost cartierul Găzilor, care a fost bombardat și a dispărut. Greșeala, și din punctul meu de vedere, și nu numai, doar asupra acestui lucru, vă să zic, salvăm Hamadac. Dar fără ce în jur, Hamadac fără tot cartierul, nu înseamnă nimic. Vă scuzați. Salvăm Pelicanul. Delta vede mai încolo. Deocamdată salvăm Pelicanul. Salvăm Văbădie Albastră. Și aia e treaba lor. Deci această obsesie de salvăm, este distrugem. Pentru că nu pot să... măcar nu pot să mor, dar salvăm Ficat. Restul nu știu că fi treaba mea, de ce l-a făcut, s-a rândicat. Bine, m-am încălcat în... El s-a rândit să fie la afară, în Ficat. Păcat că mori, dar Ficatul să trăiască în restul. Am așa și în ceva. E o abordare totală, total greșită. Și aici m-am încercat cu mulți prieteni oameniști care vorbesc singur cu primărie. Nu e vorba de ținut cu primăria, e vorba că nu ai cum. Deci acest plan la care mă refer, care de asta îmi place, a gândit la dumneavoastră ca o reabilitare de cartier. Și legat de Gara de Nord, pentru că asta era toată partea de negustorie
era legată de gaia de nord, deci avea multă funcționalitate și așa mai departe. Dacă nu gândești această funcționalitate pe o suprafață mai mare și salvezi corbelul păcin, e foarte bine, dar nu ai făcut nimic. Și un element care mi-a plăcut foarte mult acolo, mai văzut dintre mântură cu mântură, cum poți să faci mai bine acest lucru? Sunt copii. Deci, școlile de cartier, dacă poți să te joci și poți să te joci frumos cu, de la operații mentale, la tot ce vreți, cu tot de mijloace și copii, de la de tot mijloace, în care copiii devin, descoperă cartierul și învață pe părinți cartierul, lucrurile merg mult mai ușor și mult mai creativ. Au fost câțiva copii care au dat niște soluții, nu știa pe soluții, visau. Și ce-am fi sau nu? Nu, soapte aia, mai nu știu. Sigur că după aceea trebuie să se gândească cum tehnic contabil, dacă mă poate, se poate face. Dar genul de creativitate pe care pot să-l aibă copiii și care îi văd spațiul cu totul altfel decât vedem noi, este un mare ajutor. Și secundar, nici un părinte nu se ceartă prea tare copilul când are inițiative și place ceva. Deci mai ușor învață copiii pe părinte, câte părinții pe copii cel puțin la părinte. Și de aceasta un moment, cultură de cartier întâlnită prin școală, este o producere foarte bună, care poate fi aplicată în alte cazuri. Și deci, nu pot să dau soluții, am două cazuri, care sunt în Franța, dar nu sunt mai întâi români, de ocuparea interstițiilor, dacă vedeți imaginea de aici, care este un fel de camp, era un pasaj părăsit, care a fost viață și care a reunit cartierul. Sau aici, nu se vede că aici în spate e râul, un fel de trâmbă vizia noastră, nu? Care uneori mai ai trotuarul mai lat, ai porțiune mai lată, nu? În care au făcut o chestie de asta de foarte mobilă, de bucătărie mobilă, cu gratele și așa mai departe, care iată reunește, coagulează cartierul. Cât costă chestia, 1000 de euro, cum? Să fie foarte clar. Deci la acest gen de intervenții mă refer și, în general, utilizarea interstițiilor. Pentru că București este un spațiu de aia și metabola cu aia. Un spațiu plin de astfel de interstiții. Nu pentru că a fost lucrurile, deci nu pentru că a fost părăsit. Dar cum poți să beneficiezi de, cum poți să schimbi într-un fel handicapul să-l transformi într-un avantaj? Se poate. Deci aceste spații se pretează la spații de libertate. Doar că să nu intervină poliția chiar în momentul ăsta. Dar ele efectiv există, ele efectiv pot să coaboreze și au început să fie astfel de inițiative. Eu știu unul, mai multe, ce se poate face cu poliția în proiect de biciclete la carnaval, cu promenadă la carnaval, cu așa mai departe, e alt proiect în care ești în fața echipă. Și la autobase, dar s-a întâmplat ceva în lucru. Așa de la zărat. De fapt, era aprobat. Dacă s-a făcut un restaurant pe mai acolo, și s-a pavat o problemă de fie. S-a pavat că și închid cu această expoziția mea, cu Bucureștiul Orașa Dracurilor. În București și în prezmele în Dumnezeu Bucureștiul sunt tot obiectivitoare de la. Cu puțin, cu cam o parte dintre ele pot fi sunt legate între ele, astfel încât se poate, cu mici amenajări, face de exemplu, ca să fie și atractiv pentru turiști,
traseul Grațeș. Puneți de Dracula de și mai mult. De la insula Asmagor, Mărăția de Asmagor, pe sudul capului, la Țepeș, n-ai nicio importanță dacă e la până la comanda la Mărăștie. Deci, cu toată delta, care locului care e absolut minunat de la poți fi făcut de altfel de trasee, cu care poți să crească în jurul lacului lor. Am văzut acum că Mărăștie a fost primar, s-a întâmplat, exercat și pus la cărți, tot la cărți. Deci câteva, două, trei posibile sugestii efectiv la prima ligare de cum acest arhipelag poate fi legat prin trasee. Și ca să nu credeți că ideea este a mea, arhitecții cerchezi au venit cu această idee acum aproape 100 de ani în anii. Și închei cu această trecere aprobată, a fost de recuperată, refăcută de elevii unei școli care stau în Dania.